ala de dimineață. Te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni, bine ne-am regăsit, cum se spune, din bătrân la noi. Bună dimineața și o cafea să treacă sau să întrețină greața, aici pe Mesagerul de Neamț și Știri din Neamț, joi 30 septembrie, cred că este ultima zi, nici mai știu. Așa, dar este joi, este domnul doctor Liviu Harbuz. Bună dimineața, domnul doctor! Bună dimineața, domnul Bălănescu, și bună dimineața celor care ne urmăresc, dacă ne mai urmărește cineva, în afară de cei care ne urmăresc în mod normal, dar nu video. Domnul doctor, cei care ne urmăresc în mod normal au două țeluri, ca să spun așa. Unu, să vadă ce vorbim, și doi, să poată să transmită în rapoarte operative ceea ce cred ei că gândim. Eu m-am gândit că ei au subscris la învățământul online. Adică dacă ne ascultă, poate acest sistem se transformă în educație online. Păi, na, recitiți Marin Preda și perioada aceea când învățau cu cosorul, știți? Deci cu cosorul. Și ăla era un fel de învățământ. Ăla era față în față. Știți ce mă gândeam într-o zi? Că din tot învățământul din perioada inter- și post-belică, cel mai interesant a fost abacul, pentru că uitați-vă că și astăzi se fură pe bază de abac și astăzi bugetul se face pe bază de abac. Deci abacul rămâne eroul meu, nu cosorul. Deci nu cosorul. Mi-a ales cosorul poate fi și periculos câteodată. Abacul nu. Cu abacul e mai greu să-i dai în cap unuia. Dar să revenim la ale noastre. Deci este joi, domnul doctor este cu noi, facem rime pentru voi în această emisiune în care suntem doi, împreună cu Mesagerul de Neamț care a apărut astăzi. Doi băieți de soi. Doi de soi. Bine, mai are și o rimă, dar nu pot să o spun. Așa. Deci astăzi Mesagerul de Neamț, cu permisiunea domnului doctor, câteva titluri: criza din energie sau statul român împotriva românilor, interviu cu Iulian Iancu, fost deputat de Neamț, așa, exclusivitate, un interviu cu istoricul și academicianul Alexandru Zub, unirea cu Basarabia este dreptul nostru istoric, o rubrică interesantă, vă invit să o citiți, vă veți distra, veți râde și vă veți aminti de lucruri din Piatra Neamț, Oameni și locuri cu preotul Constantin Țuțuianu, Scrisoarea pierdută a lui Caragiale și boierii din Valea Viei. E foarte interesant materialul. Merge așa între o pauză de știri cu COVID-ul și cu facturile la energie. Nu de alta, dar Scrisoarea pierdută este un fel de imagine generală a unei societăți românești care cel puțin în mediul politic nu s-a schimbat, ba chiar mai mult a involuat. În fine, alte titluri, nu vreau să stau de vorbă acum cu domnul Harbuz despre un material care se cheamă Mobilitate, imobilitate și erori la primăria Piatra Neamț, Gura Lumii, Cardul, Primăria și Ancheta, vizite oficiale pe la instituții nemțele, numai că nu sunt vizite oficiale a unor diplomați, ci a unor oameni despre care vorbeam la începutul emisiunii împreună cu domnul doctor. Omul săptămânii, directorul Colegiului Național Petru Rareș, pentru modul în care a interacționat pe timpul Libris-ului cu personalitățile venite în Piatra Neamț. Domnul doctor, vă propun o temă astăzi, lăsăm Mesagerul deoparte deocamdată, vă propun o temă de discuție, cu sau fără 6 la 1000 în învățământ. Apropo de acea barieră care a fost pusă până acum, apropo de învățământul în direct fizic sau online, și aseară voința domnului prim-ministru a fost ca această barieră să dispară. Comitetul științific, cic, a fost de acord. Mai rămâne să vedem. Mie mi
se pare cea mai inteligentă măsură, nu numai inteligentă, dar și absolut necesară, pentru că, până la urmă, salvarea sistemului educațional este cea mai importantă pentru România. Cred că renunțarea la această barieră de 6 la mie este salvare pentru sistemul educație, în condițiile în care nu doar că vom continua școala offline, adică fizic, dar gândiți-vă că România, și trebuie să înțelegem asta, nu este pregătită astăzi pentru învățământul online. Ne-am confruntat cu foarte multe probleme, iar realitățile sunt, până la urmă, atât de evidente. Adică, în momentul de față, 6%, deși eu nu cred că este asta, cred că e mult mai mult, este din școlile din România, sunt lipsite de conectivitate. Nu avem infrastructura hard, nu avem profesori. Gândiți-vă că în momentul de față sunt capabili să susțină învățământul online doar 40.000 de profesori din cei aproximativ 219.000 de profesori. Desigur că se fac eforturi, dar va fi mult prea târziu. În modul în care în PNRR sunt prevăzute sume importante pentru pregătirea profesională a profesorilor pentru învățământul online, ajungându-se la un număr de 100.000 în primul ciclu și încă 40.000 profesori care vor fi instruiți pentru învățământul online, dar deadline-ul este 2024, de fapt nu deadline-ul, nici măcar finalizarea pregătirii acestor profesori nu va fi gata în 2024. Deci plecăm de la o realitate. Învățământul online este doar o dorință, dar fără putirință. Cred că decizia guvernului de a renunța, dar din câte am înțeles, probabil se va întâmpla vineri, se va lua o decizie, pentru că raportarea se face vinerea în învățământ, ea este săptămânală, sper să se renunțe la acest lucru. Desigur, din punct de vedere epidemiologic, singura soluție este ca acolo, în școlile în care apar focare, desigur să se tragă la învățământul online și la măsurile de anchetă epidemiologică și de revenire la școală a copiilor. Învățământul pentru mine este cel mai important și consider că învățământul ar trebui să fie închis ultimul. Prezența fizică a copiilor la școală este importantă și din punct de vedere al afectării psihoemoționale. Am văzut într-un an de zile, în ultimul an și jumătate, ce efecte nocive a avut învățământul online asupra copiilor. Dacă nu avem o populație, dacă nu avem tineri educați, restul este o poveste. Pentru că problemele cu care ne confruntăm, sunt generate de lipsa de educație, de mediocritate, de incapacitate de decizie. Vorbim în această perioadă despre lucruri pe care noi doi le-am tot discutat. Eu am așa o pasiune pentru identificarea, managementul și comunicarea riscului. Suntem în situație de criză și, din păcate, nu avem doar o criză a educației. Avem o criză aproape de o criză economică generalizată. Dar vorbim de criza industriului, industria Horeca, care iarăși este confruntată cu aceleași probleme. Și am înțeles că și acolo s-au luat decizii în sensul în care persoanele care au certificatul digital, adică sunt vaccinate sau testate, pot avea acces în aceste restaurante, baruri, în fine, ceea ce înseamnă industria Horeca. Desigur, e foarte importantă vaccinarea. Dacă nu ne vaccinăm, pe mine m-a impresionat foarte mult Consiliul Național al Elevilor, care a venit împreună cu UNICEF, cu Ministerul Educației și au susținut vaccinarea. Numărul de copii vaccinați a crescut foarte mult. Suntem în momentul de față într-o situație delicată, zic eu, dar eu sper ca această cifră să se schimbe. Doar 20% din copiii care din intervalul de vârstă 12-17 ani, parcă, sau cei până 19 ani,
dar din intervalul de vârstă sub 10 ani și 10-12 ani avem doar 5% copii vaccinați. Numărul copilor vaccinați și a persoanelor vaccinate este foarte important. Testarea. Testarea este foarte importantă. Am văzut părinții nu mai acceptă testarea invazivă și pot să înțeleg pentru că disconfortul acelor testări invazive, mă refer aici recoltare de sânge sau acele tampoane nazale, nazofaringiene, creează un disconfort. Știm bine că n-au fost omologate testele din salivă. Iată că țări europene, deși Agenția Europeană pentru a Medicamentului nu a omologat, sunt țări care la nivel național au omologat aceste teste, ceea ce se întâmplă, am înțeles, și în România. Ele sunt mult mai accesibile, copiii vor avea acces și nu vor fi, să spunem, nu li se va crea disconfortul acelor teste invazive. Își vor clăti gura, vor scuipa într-un recipient și astfel va apărea diagnosticul clar. De fapt, suspiciune, pentru că aici vorbim de suspiciune, obligat un copil care prezintă un test pozitiv la coronavirus, vor fi supuși și unui examen de laborator, adică unui real PCR. Domnul doctor, eu din tot ce ați spus, pe lângă lucrurile privind necesitatea educației, vreau să vă spun că sigur în România va prinde testul de, cu salivă. Pentru că el a prins și pe vremea... Mă gândeam că o să spuneți că în Parlament oricum se scuipă unii cu alții, deci testul de salivă de, va funcționa. Nu, dar va prinde la noi, pentru că românul și pe vremea lui Ceaușescu, dacă țineți minte, se punea panou, se punea tablou și spune scuip aici. E, vă dați seama că acum, dacă, de exemplu, au imaginație cei care fac testele de salivă, pot să pună acolo pe fundul recipientului o fotografie. Și vă dați seama că vor fi cozi. Să poți scuipa, ce nu poți să faci altfel. Da, trecem peste asta. Revenim la... Așa ajungem la vorba mea, care era puțin mai acidă, să zic, că dintr-o înregistrare a unui coleg de presă, când eu aveam ceva cu primăria și manifestam verbal într-un mod cel puțin nepotrivit. Dar facem haz de necaz. Nu e vorba. Nu, eu vreau să vă spun ceva. Uitați-vă ce se întâmplă în Parlament. Uitați-vă ce se întâmplă. Noi avem pandemie, avem criză economică. Suntem confruntați cu criza energetică. Iar în Parlament există doar un concurs al moțiunilor de cenzură. Ok, așa e democratic. Să fie moțiunile de cenzură. Dom'le, să cadă guvernul. Întrebarea mea este cine își asumă guvernarea? Cine vine să guverneze? Eu n-am auzit PSD-ul să zică da, moțiunea de cenzură, să cadă guvernul Câțu și noi venim să guvernăm. No, mergem la anticipate. Mergem la anticipate, facem calcule politice. Adică 6 luni, 3 luni, exact. Nu mă lăsesc, este noaptea minții să-ți faci calcule politice pentru 2024 în condițiile în care țara se confruntă cu atâtea crize. Ca să nu mai vorbim de crizele internaționale, mondiale. Deci asistăm la o criză, ați văzut ce se întâmplă în China. Posibilitatea de a intra într-o criză economică majoră este foarte mare. Chiar nu se văd lucrurile astea. No. Deci fake news-urile. Și vă mai dau un exemplu, pentru că sunt lucruri de bun simț, dar oamenii nu sunt informați. Dom'le, a fost congresul PNL. A doua zi s-a constatat că au apărut 2500 de cazuri în plus și s-a ajuns la 10.000 de cazuri, peste 10.000 de cazuri în București și București a intrat peste 6.000 procent de infectare. Păi nu vă supărați, virusul ăsta are și el o perioadă de incubație de 14 zile. Rezultatele, să spunem, epidemiologice, care apar în urma acelui congres sau unei manifestări, întotdeauna apar după 14 zile. Corect, corect. Pentru că noi acum decontăm de fapt ce? Concediile, activitățile din perioada verii. Gândiți-vă că noi în august aveam 0,13% nivel de, de infecțiozitate. Astăzi avem peste 6 la mie.
Mulți se întrebau cum a fost luat acest reper de 6 la 1000. Păi el a fost luat pentru că nimeni nu s-a așteptat să se ajungă la 6 la 1000. Toate lucrurile sunt, de fapt, niște experimente, pentru că nimeni nu are experiență, se încearcă tot felul de situații, dar cel mai important lucru este să ne vaccinăm. Atâta timp cât refuzăm vaccinarea și venim cu tot felul de teorii conspiraționiste, nu facem decât să ducem România în cap. E o responsabilitate pe care o are în primul rând guvernul, în primul rând statul român, dar avem o răspundere fiecare dintre noi. Pentru că în momentul în care refuzăm să ne vaccinăm, ei au drepturi și eu le respect. Nu poți băga vaccinarea obligatorie, dar și eu am drepturi care m-am vaccinat. Și eu am drepturi la o viață normală. Și copiii au drepturi la o viață normală. Ei trebuie să se ducă fizic la școală. Chiar ne pasă nouă adulților. Înțeleg, un copil refuză să se vaccineze sau părinții lui refuză să îl vaccineze. Dar refuzăm noi, refuză medicii să se vaccineze. Păi un medic trebuie să fie un exemplu. Sunt trei motive principale pentru care medicii ar trebui să se vaccineze. În primul rând pentru că ei sunt un exemplu în societate, în al doilea rând pentru că trebuie să se protejeze și în al treilea rând ei nu au voie să pună în pericol sănătatea pacienților. Lucrul ăsta trebuie bineînțeles, trebuie să înțelegem că e o răspundere colectivă, că avem nevoie de coeziune, că avem nevoie de solidaritate. Dacă nu facem lucrurile astea, să nu ne mai plângem. Ei, cred că, eu vă spun, ieri, la un centru de vaccinare, îl cunoașteți și dumneavoastră aici în piață, era supraaglomerație. Deci supraaglomerație. Brusc, dintr-o dată, toată lumea a realizat că trebuie să se vaccineze. Mă rog, toată lumea, mare parte dintre oameni. Păi știți care e procentul astăzi de vaccinați la prima vaccinare? Raportat la cea de-a treia, adică rapel. 50-50. Deci 50% dintre cei care s-au vaccinat ieri au venit să facă doza a treia doză de vaccin. Ceea ce spune foarte mult. Asta înseamnă că oamenii înțeleg că trebuie să fie responsabili. Acum nu știu dacă de frică. Pentru faptul că conștientizează ceea ce se întâmplă. Pentru faptul că sunt responsabili față de ei și față de cei din jur. Dar important este efectul. Pentru că mulți spun, da, domnule, e vaccinat și duce virusul. Da, dar încărcătura virală pe o persoană vaccinată este mult mai mică, iar perioada în care el reprezintă un pericol și poate infecta pe alții este și mai mică. Deci lucrurile astea sunt date științifice. Vorbim, la nivel mondial se vorbește, domnule, nu sunt suficiente informații. Eu cred că sunt suficiente informații, dar foarte mulți refuză să primească aceste informații. Domnul doctor, deci perfect de acord cu ce spuneți, dar haideți să mai înviorez un pic atmosfera și după aceea să trec din nou la un lucru extrem de serios. Spuneați că decontăm acum perioada concediilor. Eu vă mai spun ceva. Toate virusurile au și ele demnitatea lor. Deci nu cred că după congrese a crescut numărul, de așa că nici virusul nu se duce acolo în locurile astea. Și asta e adevărat. Deci are și el demnitatea lui. A stat la poartă. Exact. Revenind la școală, știți ce nu înțeleg eu? Nu înțeleg de ce acum, de exemplu, suntem din nou surprinși cu învățământul online. A trecut un an și jumătate. Vă dau un exemplu. Un profesor astăzi, la o școală din Piatra Neamț, are 6 ore, din care 3 fizic cu copiii și 3 online. Orele online, ca să le poți face la un anumit standard, trebuie pregătite. Trebuie pregătite, trebuie să ai imagini, trebuie să faci cât de cât să fie interactiv. Nu mai spunem de condiții. Profesorul acela trebuie să aibă grijă la orele fizice în care copiii sunt în clasă, 1. De păstrarea regulilor, să aerisească, să nu se întâmple lucruri. După care trebuie să treacă rapid pe online. Haideți să facem o diferențiere. Vorbim despre două aspecte. De
despre partea de profilaxie medicală și epidemiologică, care înseamnă mască, aerisire, respectarea... Care îți mănâncă timp. Îți mănâncă timp, dar aici vorbim de managementul riscului. Avem o situație specială, corect, avem nevoie corect de măsuri speciale. Eu... mănâncă timp, asta e. Pentru că optimizarea timpului este cel mai important aspect în secolul 21. De acord cu dumneavoastră. Optimizarea timpului și pentru profesori. Dar eu revin la cifra care pe mine m-a impresionat. Avem 40.000 de profesori din 220.000 care sunt pregătiți pentru învățământ online. Cum? Să fim cinstiți, cum? Restul nu sunt pregătiți. Păi și atunci nu trebuia ca un minister, care este Ministerul Învățământului, ca niște inspectorate, să facă de acum un an de zile un lucru simplu. La toate nivelele, la toate clasele, să aibă lecții online pregătite pentru ca oricând să poți accesa de pe o platformă o lecție. Învățământul online nu înseamnă doar platforma prin care... Nu platforma, lecția. Prezinți o lecție. Sunt care au făcut asta și sunt care n-au făcut asta. E vina guvernului că sunt foarte mulți care au fost pur și simplu dezinteresați. Trebuie să vă spun că eram într-o zi la medicul de familie și a venit o profesoară, nu dau nume, și a zis vreau și eu o scutire de la școală pentru că nu vreau să mă duc fizic. Și la care doctorul s-a întrebat, dar ce aveți? Am o deviație de sept și o rinită alergică. La care doctorul s-a doamnă, dar ăsta nu e un motiv. Vă rog frumos, eu nu vreau să mă duc la școală fizic. Deci, haideți să fim, haideți să împărțim răspunderea. Nu e chiar așa, dumne, că n-a pregătit guvernul. Nu poți să pregătești generații de profesori într-un an de zile. Gândiți-vă... Nu, dar poți pregăti, poți pregăti elemente. Digitală pentru evaluare. Avem o problemă cu examenele, pentru că în urma anului trecut 50% dintre copii au obținut rezultate compatibile cu bursa școlară. Adică avem 50% peste 9, peste nota 9. Eu mă gândesc că asta e realitatea. Deci fiecare face compromisuri acolo unde se află, în poziția lui. Responsabilitatea este și jos la nivelul fiecărui cadru didactic și sus la nivelul guvernului, este o responsabilitate comună. Eu vă întreb, de ce foarte mulți profesori, dar nu suficienți, s-au pregătit singuri, au învățat singuri, au încercat să compenseze neajunsurile unei administrații educaționale, poate ineficiente. Dar în momentul în care ai o masă critică de profesori care nu vor să se implice unii, îi ai pe cei care s-au implicat și sunt demotivați în momentul în care văd că ei fac eforturi, dar pentru asta nu primesc nimic. Eu înțeleg, sau și cazul de acum, noi profesorii nu ne vaccinăm. Eu sunt convins că profesorii sunt foarte responsabili și se vor vaccina. Dacă nu pentru copii, în primul rând pentru ei, pentru a se proteja. Dar avem o mare răspundere față de copii. Copiii trebuie să meargă fizic la școală, iar noi toți trebuie să facem orice sacrificiu pentru asta. Este, după mine, este principala acțiune pe care trebuie să ne concentrăm. Este principalul pas pe care trebuie să-l facem. Să le dăm copiilor acces fizic la școală. După care vorbim și de energie, după care vorbim, ca să nu mai vorbim despre ce se întâmplă, pentru că lumea nu vrea să se vaccineze, mare parte. Județul Neamț este vaccinat într-o proporție de 20%. Nu știu câți dintre ei au câștigat avantajul de a avea solzi sau pene pe spate. Dar ce pot să vă spun este că sistemul se pot valorifica. Se colmatează. Uitați-vă ce se întâmplă. Știți, vă dau statistica internațională la nivel de ziua de ieri. România este pe locul 5 la nivel de infecțiozitate de persoane infectate. Pe locul 1, în acest clasament, este Marea Britanie. Număr de persoane infectate. Mergem dincolo. Număr de persoane decedate. Pe locul 1 se află Rusia. Și mai avem acolo Ucraina și alte țări. Iar pe locul 5 se află România.
Marea Britanie, în schimb, la număr de morți, este departe în clasament. Deci, de ce noi suntem în situația asta? Pentru că avem un procent foarte mic de persoane vaccinate. Și vin și repet, prin colmatarea sistemului de urgență, de ATI, de sănătate, ce fac cei care au alte morbidități? Mor pe capete, pentru că nu au acces la sistemul de sănătate. Deci, haideți să fim responsabili. Cu toții putem contribui la ieșirea măcar dintr-o bucățică a crizei. Restul, partea de energie, subvenționarea energiei, sunt problemele guvernului, într-adevăr. Deși eu mă întreb, cum rezolvăm noi problema cu Gazpromul? Gazpromul care a zis, nu vă mai dăm gaze. Nici României, nici unei țări europene. Ce poți să-i să declar război Rusiei ca să iei gazul? Pentru că altă soluție nu ai. Sau Gazprom îți spune, îți dau gazul, dar ți-l dau la de 10 ori prețul. Asta este. Sunt greșeli istorice, pentru că noi n-am știut cum să ne exploatăm judicios resursele naturale. Fiecare guvern a vorbit despre independența energetică a României. Ia câtă ce independent energetic este România. Vorbeați de articolul, eu am citit articolul foarte bun, articolul lui Viorel Cosma. Acolo sunt lucruri istorice. Deci sunt lucruri în evoluție. Trebuie să înțelegem fenomenele. Nu mai trebuie să înghițim ca pe o gălușcă tot ce ne oferă unele organe de mass media pe post de fake news. Pentru că le înghițim ca o gălușcă și după a spune, da, a domnul să scumpește de 3 ori, de 4 ori. Da. Nu știu pe ce se bazează. Aud de exemplu sau ANRE-ul, că la ANRE este președinte, de fapt un președinte pus de PSD acum nu știu câți ani și care nu poate fi înlocuit pentru că are un mandat prin lege. Dom'le, schimb legea. Nu e bun, schimb legea. Dom'le, suntem în situație de război. Nu mă interesează că l-ai pus de PSD, susținut de PSD, dar dacă este incompetent, dom'le, mă duc acolo și l-arestez pe loc. Adică, haideți să facem balet, dăm nuanțe. Suntem într-o mare criză și ne paște o criză și mai mare. Fiecare participă prin responsabilitate la evitarea unui final, așa cum spuneam noi, vă aduceți aminte, sfârșitul lumii. Domnul doctor, eu v-am ascultat cu foarte mare atenție și am înțeles cam așa și cred că toată lumea a înțeles la fel. Trebuie să fim solidari, să facem fiecare dintre noi ce trebuie făcut în dreptul nostru ca să depășim o bucățică de criză. De acolo încolo trebuie să vină guvernul și să rezolve problema cu facturile, problema cu compensațiile, cu Gazpromul. Bref, fac o paranteză. Gazpromul n-a mărit prețurile la cei care au avut contracte pe 10-15 ani. Ba da. Nu le-a mărit. Germania a mărit. Acolo e altceva, este o chestiune de șantaj apropo de conducte. De conducte. Ungariei nu i-a mărit. Ungariei nu i-a mărit. Deocamdată, dar eu vă întreb pe dumneavoastră, ce facem cu Ungaria, Polonia, care din păcate au devenit incompatibile cu deciziile Uniunii Europene, care fac până la urmă în spire de frondă față de Uniunea Europeană, au tot felul de decizii aberante în contextul în care toți ne aflăm în Uniunea Europeană și mă gândesc la consecințe, pentru că noi astăzi suntem între Tratatul Atlantic și deci cu Statele Unite și membrii în UE. Ce drum vom alege? Uitați-vă că Statele Unite se reorientează către Asia Pacific. Ce vom face? Noi trebuie să ne gândim la noi. Eu nu mai vreau să mă gândesc nici la UE, nici la Tratatul. Ungurii se gândesc la ei. Uitați-vă. Ungurii se gândesc la ei. Dar în același timp România nu își poate permite să iasă din UE. Nu, da, nu-i vorba să ieși din UE. E vorba, până la urmă, ungurii au spus așa, stați un pic. Nu ne spuneți voi, în Ungaria, dacă noi promovăm familia tradițională. E o națiune profund catolică, deci de acolo a plecat totul, dreptul LGBT-ului. Deci, mi se pare un șantaj
cu tot respectul, mi se pare un șantaj instituțional la adresa unei țări. Este doar un element. Eu vorbesc de lucruri fundamentale, nu de abordarea... Pentru o națiune mândră, care întotdeauna... Eu nu suport ungurii, să știți. Eu am o problemă cu ei din cauza că m-am născut. Eu m-am născut într-o zonă și... Cel mai responsabil partid azi în România este UDMR-ul. Corect, aici sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt singurii. Dar o națiune care a spus, noi vrem așa. Nu ne impuneți chestia asta, în rest facem orice. E o problemă aici. Când a spus Orban, Victor Orban mă refer, nu alt Orban. Când Victor Orban a spus asta, se baza pe ceva. Pe când în România, dacă astăzi cineva merge la Bruxelles și spune un lucru, a doua zi se duc ceilalți, alte partide... Aici este diferența, de fapt. Avem o unitate națională. Aici este diferența. Avem o poziție comună toți când mergem la Bruxelles? Nu. Noi suntem obișnuiți să dăm la picioare, să-și dau partidele la picioare, iar consecințele se văd pentru că aici suferă întreaga România. Avem o poziție comună când mergem la Buzău, la Bruxelles. Capul în pământ, în nisip. Da, atât. Aveam eu altă sintagmă, dar m-am... Da, deci aici e problema. Problema este de lideri, problema este de oameni responsabili, pentru că spuneați, noi să ne facem treaba și pe urmă să vină guvernul. Dar în același timp, amândoi știm că guvernele în timp n-au făcut ce aveau de făcut. Domnul Bălănescu, aici intervine, de exemplu, astăzi suntem, noi mereu am fost divizați. Ba că-i-ați roșii, ba că-i-ați albaștri, ba că-ți vaccinați, ba că-ți nevaccinați. Deci poporul ăsta a fost divizat mereu. Poporul trebuie să înțeleagă că atunci când va fi responsabil și va înțelege și va exista o coeziune în cadrul acestui popor, putem merge în stradă să schimbăm orice guvern. Dar până atunci nu trebuie să ne lăsăm manipulați de politicieni, de partide, să ieșim în stradă, ba să dăm jos un guvern, deși nu avem nimic de pus în loc. Adică nu pot să cred că noi de marți, probabil, nu o să mai avem guvern. Vom avea un guvern interimar. Un guvern interimar nu va putea emite ordonanțe de urgență, mai ales pe zona de finanțare, pe domeniile foarte importante. Vom fi în blocaj. Deci noi suntem în criză și vrem un guvern interimar. E noaptea minții. Adică cine va suferi? Va suferi guvernul care e acum? Sau partidul care îl susține, vor suferi și alte partide? Nu. Acolo sunt niște socoteli politice pe care au repercursiuni asupra întregului popor, asupra vieții noastre. Deci noi trebuie în primul rând să fim raționali și să nu ne lăsăm manipulați de emoții, de stări emoționale, de fake news-uri. Pentru că asta nu duce la nimic. Avem nevoie de pace socială pentru și de guvern stabil și puternic pentru a trece aceste crize. Dacă noi o luăm din criză în criză, nu o să ajungem nicăieri. Din păcate, plătim cu vieți omenești. E ca război. Pentru că mor oameni în fiecare zi. Nu vorbim acum doar de factura la energie care o să crească, care și aia la rândul ei va duce la pierdere de vieți omenești. Acum, până marți, eu cred că se găsește ieșirea din criză, în sensul că poate cineva declară stare de urgență și atunci pică toate celelalte lucruri și mai stăm în stare de urgență. Da. Vedeți, ați preluat un fake news. Da, nu, eu am zis, nu am preluat. Ăsta e fake news-ul meu, știți? Nu. Deci nu e vorba de asta. Felul de pariate, nu. Suntem intoxicați în fiecare zi, nu. Adică prefer să nu mai văd televizorul. Eu îmi doresc un guvern stabil și măsuri în criză pe măsura provocărilor. Bun, eu îmi doresc un guvern stabil, măsuri pe măsura provocărilor pentru oameni, nu pentru guvern. Despre asta vorbeam. Deci măsuri pentru oameni, dar în același timp, guvernul ăsta stabil ar trebui chiar să demonstreze că face ceva pentru oameni. Să scăpăm de toate nepotismele, toate prietenile pe numirea ministrilor. Lucrurile astea ți
țin de structura genetică a poporului român. Citiți presa interbelică. Ați citit-o, mă scuzați. Avem aceleași probleme de comportament, de politică, de abordare ca acum 100 de ani. Asta este genetica poporului român. N-am auzit să fie un partid care să vină la guvernare să nu spună eliminăm nepotismele, politizarea. Nu știu cum Dumnezeu, când ne învârtim în cer. Suntem aceiași, am eu o vorbă, suntem o țară de cumnați. Deci, nu... Cu metri. Da. Era mai apropiat de adevăr. Nu putem să ne dezbărăm de aceste apucături. Adică, nu știu, e structura genetică. Adică nu reușim lucrurile astea. Uitați-vă, ne uităm în administrația din Piatra Neamț. Dom'le, orice se întâmplă, oricine vine la putere, nu, n-am zis primărie, în administrație în general. Sunt aceiași oameni. Aceiași oameni care se învârt, pentru că dintr-o populație de 85.000 de oameni, de unde să-i alții, că nu inventezi oameni? Păi îi ai. Am văzut un secretar de stat, o fostă doamnă secretar de stat, care făcea o evaluare și o caracterizare a angajaților din Ministerul de Finanțe. Da, avea dreptate. Și eu am lucrat în ministere. Există oameni competenți, dar foarte puțini, și care nu vor să se implice foarte mult pentru că le e frică. Există foarte mulți incompetenți, există foarte mulți aroganți, care, din păcate, câștigă mereu pentru că au tupeu. Dar astea sunt lucruri care... Și mai există miniștri. Și există și miniștri. Haideți să vă spun cum e și cu miniștrii, domnul Bălănescu, pentru că e foarte simplu să demonetizăm, să compromitem tot. Că guvernul e prost, îi dăm afară, miniștrii sunt proști. No, miniștrii pleacă și vin alți miniștri, dar cu același aparat administrativ. Pentru că știți care e vorba în ministere? Lasă-mă, eu de 30 de ani aici. Miniștrii se schimbă ca pe șosete. Asta este abordarea administrației. Credeți că se schimbă ceva? Nu. Aparatul ăla este imobil, conservator și este greu de schimbat. Avem nevoie de generații să schimbăm sau de decizii radicale. Și când vorbesc de decizii radicale, da, vreau să văd că DNA-ul este activ. Vreau să văd că BLAP-ul este activ. Vreau să văd că instituțiile de forță ale statului sunt active. Dar când eu văd că există corupție până și în instituțiile care ar trebui să aibă grijă să elimine corupția. Am înțeles. Trebuie să mi se dea un microfon, căci că la mine bateriile încep să scadă. Nu știu dacă ne auzim, cred că ne auzim încă. Domnul doctor... Se întâmplă și mie în fiecare zi să simt că mă lasă bateria. Da. Mai facem câte o pauză la emisiuni dacă trebuie. Dacă da, deci... n-aveți baterie, pot să vorbesc eu că i-am no, durat. Nu, no, 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 am rezolvat, domnul doctor. Am rezolvat cu bateriile. Bine, asta cu Duracell-ul știți cum e. Nu contează marca. Contează capacitatea de stocare. Așa. Ce vreau să vă zic? Știți cum? Ai mari așteptări de la cineva. Vine un om tânăr și spune, domne, eu voi face, voi drege. Și după aceea asiști cu stupoare la următoarele gen de dialog. Domne, eu vreau să-l pun director pe ăla acolo. De ce? Că e prietenul meu. Bun, dar nu se pricepe la, nu știu, împletit ciorapi, șosete. Nu păi asta este o abordare total nepotrivită. Bun, este reală. Vreau să-mi pun un prieten sau uneori chiar un rudă. Dom'le, dacă e cel mai competent, pune. Nu, să nu fie cel mai competent, al doilea, al treilea, dar să fie. Dacă e incompetent, nu are ce căuta chiar dacă ți-e prieten sau chiar dacă e un necunoscut. Eu cred că noi trebuie să promovăm și în asta tot mi-am dorit, dar din păcate... Probabil de-aia încet o să mă retrag și din viața asta, meritocrația. Dar din păcate, promovăm doar incompetență și nepotismă. În continuare. Și vă spun, ăsta e un lucru prezent absolut în toată clasa politică. Nu este specific unui partid, unei formațiuni politice. De acord cu dumneavoastră aici. Peste tot. Ba mai mult, au început să fie infestate și ONG-urile. Și acolo nu au început. Nepotismele și acolo, deși
În momentul în care aduci lângă tine un om slab, te compromis tu. Asta nu înțeleg majoritatea. Tu ești primul expus. Pentru că tu, până la urmă, îl girezi, garantezi pentru el, răspunzi pentru el. Adică, de ce e nevoie de tot felul de șocuri și de pierderi în lanț? Doar pentru motivul că vrei, te agăți tu de o persoană sau alta care trebuie să ocupe o funcție. Să vedeți că sistemul privat moare pe zi ce trece. Noi, în loc să injectăm financiar sistemul privat, noi tot mărim salariile și tot felul de populisme atunci când vorbim despre bugetar. Eu înțeleg importanța bugetarului. Înțeleg că trebuie să aibă un salariu bun. Ok, dar fă ceva pentru asta. Da. Păi, na. Eu înțeleg și faptul că trebuie să mărim numărul de posturi la bugetari. Înțeleg și faptul că se organizează concursuri pentru bugetari în momentul ăsta, în condițiile în care există o lege care o ordonanță care interzice angajările cu excepția celor pentru COVID. Nu vă răspundă că e o lege interzice să plătească, să fie aplicată legea. Păi cine să o aplice? Cine să o aplice? Cine? Păi cum cine să o aplice? Dumneavoastră, dacă știți aceste lucruri, sesizați organele competente și eu vă garantez că alături de dumneavoastră vor fi inclusiv politicieni. Care? De exemplu, care nu mă simt eu foarte politician, dar eu personal sunt alături de dumneavoastră. Cu lucruri concrete. Dar dacă toată ziua spunem, domnule, că fac aia, că fac aia, că fac aia, nu se întâmplă nimic pentru că nu e nimic punctual. Păi vă dau eu un exemplu. Da. Vă dau un exemplu. S-a scris în presă, nu numai la Mesagerul, și în alte părți. X a făcut asta. Și păi este exemplu, dacă vreți, vine și te uiți. Dom'le, este, da? Omul recunoaște. Da, am făcut asta. În schimb, lucrurile rămân la fel. Ce a făcut, el produce efecte. Recunoaște că a făcut. Da, dom'le, e adevărat, am făcut-o, dar știți, asta e. Nimeni nu ține cont de faptul că omul a recunoscut și că se produc pagube pentru comunități în continuare de o lună de zile, de când lucrurile au fost făcute publice. Și atunci, ce să mai faci? Să sesizați pe cine? Vă referiți la povestea cu secretarul? Nu, sunt altele. Indiferent ce situație, atâta timp cât se calcă legea, trebuie să fim persuasivi și să mergem până la capăt și atunci putem arăta cu degetul către aceste instituții, dacă ele nu iau măsuri. Dacă avem cazuri concrete, nu pot să cred că lucrurile merg în continuare. Trebuie să facem ceva. Trebuie să facem ceva. Nu se poate să acceptăm că nu mai putem face nimic. Da. Și facem o listă împreună, eu iau, uite, mi-asum în direct chestia asta, caz cu caz, și mergem să rezolvăm aceste cazuri, nu să le rezolvăm noi. Să le sesizăm și organul în drept să le rezolve. Pentru că în fiecare zi aud, ăla face nu știu ce, ăla face nu știu ce. Da, nimic, 80% se demonstrează că sunt doar supoziții, iar pentru 20% care sunt realități, nu se întâmplă nimic pentru că nimeni nu are curajul să-și asume, să reclame aceste, să sesizeze organele statului pentru aceste ilegalități. Domnul doctor, vreau să vă aduc aminte că dumneavoastră în momentul acesta nu puteți ocupa niște funcții datorită unei, din cauza unei instituții numită ANI. Da? Nu, haideți să fim corecți. Nu ANI m-a judecat. Bun, dar de la ANI a plecat. Decizia în alte curți pentru că... Bun, revin. 100% din ceea ce din rapoartele ANI, din 100%, peste 25% au fost restrise. Am înțeles. Nu asta vreau să spun. Altceva vreau să spun. Pentru nimic. Deci altceva vreau să spun. Dumneavoastră ați fost executat și nu discut aici. Dar avem primari, consilieri, județeni, locali, care sunt demonstrați că au produs pagube de milioane de lei. Nu le mai recuperează nimeni.
Păi nu numai atâta, dar și-au terminat mandatul. Cu bani cu tot. Păi și atunci, alea sunt lucruri sesizate, scrise, arătate și nimeni n-a luat nicio măsură. Nu trebuie să renunțăm. Desigur, nu vom salva lumea, nu vom corecta toate mizerile pe care le fac unii politicieni, unii oameni din administrație, chiar în justiție. Deci nu trebuie să renunțăm. Uitați-vă că a fost declarat incompatibil pentru absolut nimic. Ok, a fost executat. Continui să vorbesc, continui să mă implic, pentru că mi s-ar fi părut o dovadă de lașitate să tac și să pun cenușa cap. Cred că simplul fapt că dumneavoastră faceți această emisiune este până la urmă o acțiune care poate schimba lucruri. Cafeaua de dimineață are, dincolo de rolul educațional pe care noi ne l-am propus, are și rolul de a deschide ochii oamenilor, de a informa, de a-i reinforma, de a le turna cu picătura informațiile reale, de a învăța ce înseamnă fake news și, desigur, într-o anumită măsură, sper să schimbăm câte ceva. Nu mai țin minte cum o cheamă pe activista aceea foarte tânără de prin nordul Europei, Greta. Greta. Mâine o să vorbim despre Greta de la Piatra Neamț în emisiunea Cafeaua de Dimineață, la modul foarte serios. Am aflat că va veni și va fi... de fapt, ea deja este la Piatra Neamț și salvează ecologic județul. Apropo de faptul că vom... Greta. Acea Greta, da. Acea Greta. Este la Piatra Neamț și salvează din punct de vedere ecologic. Ce? Despre simbolistică și mesaj, ea nu are niciun fel de capacitate de decizie. Nu uitați că ea a plecat în activitatea ei dintr-o vârstă de... Era minoră când a început Greta această mișcare. Când au început niște oameni să o folosească pe Greta în această mișcare. Când au început să o manipuleze și să o folosească, bun, la Piatra Neamț cred că nu s-a creat avem. Avem, o să vorbim mâine. E foarte bine că vine la Piatra Neamț. E un eveniment. Adică orice eveniment la Piatra Neamț care atrage atenția asupra orașului este binevenit. Așa cum fiecare emisiune Cafeaua de dimineață este un eveniment. Vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc o zi bună, nu renunțați la ceea ce doriți să transmiteți. Noi vom încerca să nu renunțăm nici noi la același lucru. Domnul dr. Liviu Harbusco, o plădoarie pentru responsabilitate, iar în momentul acesta pentru responsabilitate prin vaccinare, prin testare, prin asumarea răspunderilor vis-a-vis de această criză. Îi mulțumim domnului doctor, îi spunem încă o dată la revedere și pe final de emisiune vreau să vă spun că, din păcate, lucrurile nu se văd foarte în roz. Cum spunea domnul doctor, probabil de marți nu vom mai avea guvern sau vom avea o formă de guvern care va fi într-un interimat foarte lung, vorba domnului Câțu, un interimat din care nu se întrevăd foarte multe ieșiri pozitive pentru cei care sunt guvernați. Că la nivelul acela din înalt al politicii lucrurile merg bine. Atâta timp cât, de exemplu, domnul Orban a întrerupt parteneriatul cu domnul Iohannis, iar fratele domnului Orban îl consiliază pe domnul Iohannis. Deci ei sunt într-o bulă perfectă în care din când în când mai au mici, să le spunem, conflicte mai mult sau mai puțin contundente. Noi suntem în afara bulei și suportăm toată incoerența, prostia, unde e cazul de prostie, și reaua voință vis-a-vis de noi. Dacă plecăm de la guvern și ajungem, coborâm spre
local lucrurile se întâmplă exact la fel. Domnul doctor spunea că miniștrii se schimbă ca niște șosete. Eu cred că ar trebui să facem o revoluție în fabricarea șosetelor. Să facem șosete care să nu le schimbăm timp de o săptămână. Avantajele sunt evidente, pentru că nu-i așa, și miniștrii ar putea să stea mai mult dacă nu ne schimbăm șosetele. Acestea fiind zise, ne oprim aici. Mâine vom vorbi despre ecologiști, despre modul în care aceștia locali, în care aceștia deja se văd în postura de salvatori mesianici ai zonei. Și ceea ce spun ei reprezintă adevărul absolut. Ceilalți sunt fie rău intenționați, fie mincinoși, fie interesați, nici într-un caz nu sunt bănuiți de bune intenții. Probabil că în curând va trebui să instalăm în semafoarele și în stațiile inteligente din Piatra Neamț portrete mari, așa cum erau pe holul primăriei din Roma la un moment dat, când intrai și îl vedeai pe domnul Leoreanu în 7 tablouri mari, portrete mari ale actualei conduceri din oraș, la care să ne închinăm în fiecare dimineață, să le mulțumim că avem un aer respirabil la Piatra Neamț, că există și că ne conduc. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc o zi bună și numai bine!